Bun găsit, dragi prieteni! Astăzi pregătim gulaș de vițel cu cartofi. Am aici câteva bucăți de piept de vițel, două cepe, un morcov, mix de ardei, mix de roșii sherry, boia dulce, foi de dafin, o lingură de bulion, 4-5 cartofi, 100 de ml de ulei și usturoi, pudră, curcuma pentru a condimenta carnea și pentru că vita este o carne mai fibroasă, ca să fiarbă mai repede, voi adăuga puțin bicarbonat de sodiu. Pentru început voi tăia mărunțel bucățelele de carne. Le tăiem cuburi. Gulașul este o tocăniță, poate fi de purcel, de vițel sau de miel, cu multe legume. Se face cu cartofi, fie cu cartofi, fie cu fasole, bob, guiaș. Dacă ați urmărit vlogurile noastre, ați văzut că la un moment dat am făcut și un bob guiaș. Dacă nu ați văzut încă videoul respectiv, vă recomand să-l vizionați. Am tăiat cărnița, tubulețe, acum o vom condimenta. Puțin bicarbonat de sodiu. Usturoi, pudră. Curcuma. Este un condiment dulce, picant, care dă un gust foarte bun cărnii. Boia dulce din belșug. Sare. Și piper. Amestecăm puțin carnea cu condimentele și o lăsăm să se odihnească, să se împrietenească gusturile, să absoarbă aromele până vom tăia legumele și le vom căli puțin în uleiul încins. Tăiem două cepe medii, cubulețe, morcovul, tot cu bulețe.
tăiem ardeii și roșioarele. Va fi o bogăție de culori și de arome. Tăiem și doi ardei iuți, pentru că gulașul este o mâncare picantă. Roșioarele le tai doar în două, pentru că sunt mititele și se vor desface la fiert. Nu necesită mărunțire prea multă. Am terminat de tocat legumele. Acum voi pune în cratiță uleiul. Priviți ce minunăție de culori. Adaug în cratiță 100 de ml de ulei. Am așteptat să se încălzească uleiul, iar acum punem legumele. Adăugăm puțină sare. Și acoperim cu capacul, le lăsăm la foc mic să se călească. Între timp, tai și cartofii, cuburi mari, sferturi mai bine zis. Cartofii o să adăugăm în gulaș mai spre sfârșit, când aproape este fiartă carnea, pentru că au timp de fierbere diferit. Vom păstra până atunci în apă ca să nu se oxideze. Amestecăm un pic. Vedem că ceapa deja a devenit sticloasă. Și ardeii și roșioarele s-au înmuiat puțin. Este timpul să adăugăm carnea. Pe care o voi lăsa un pic să se călească, să-și schimbe culoarea. Apoi voi adăuga apă. Mai verificăm puțin carnea și mai amestecăm. Doamne, ce frumos arată! O să adaug câteva foi de dafin. Și puțin cimbru uscat.
Cărnița și-a lăsat zeama ei și fierbe înăbușit. Este momentul să adăugăm apă și să o lăsăm să fiarbă. Adăugăm apă călduță. Cât să treacă peste ea. Vom mai verifica în timpul fiertului să vedem dacă scade apa și mai este nevoie să adăugăm. Depinde de ritmul în care fierbe carnea. Deocamdată o lăsăm să fiarbă la foc mic cam o oră. Dar v-am mai spus, depinde de calitatea cărnii, de cât de tânăr a fost vițelul. Amestecăm puțin în gulaș. O să verific și un pic de sare, să văd dacă e suficient de sărat. Potrivit, mai vedem la sfârșit. E o nebunie, o nebunie. Un miros extraordinar. Voi mai adăuga și puțină apă. Așa, și mai lăsăm să fiarbă, liniștit. Cărnița este fiartă pe 3 sferturi, așa că este momentul să adăugăm și cartofii. Și mai adăugăm foarte puțină apă. Gulașul este aproape gata și este momentul să adaug sosul de roșii sau bulionul, pe care îl voi dizolva cu puțină apă. Mai adăugăm și puțină apă. Sosul trebuie să fie potrivit de lichid. Pentru că îl mai lăsăm puțin să fiarbă, să se incorporeze și bulionul, dar va trebui să amestec mai des în el ca să nu se prindă de poală. Preparatul nostru este gata. Închidem focul și îl mai lăsăm puțin acoperit
să se odihnească înainte de a-l servi. Am așezat gulașul în farfurie. Acum îl voi decora puțin pentru un aspect mai frumos și pentru o savoare suplimentară de verdeață. Am aici niște hasmatsuki, adică pătrunjel creț în ghiveci. Și voi rupe câteva crenguțe. O să rup din astea mai de la bază, că au început să se lase. Îl tocăm mărunt. Puteți să serviți gulașul cu mămăliguță sau cu pâine, cum doriți dumneavoastră, după preferințe. Ce frumos miroase pătrunjelul verde, extraordinar, proaspăt, a primăvară. Dragii mei, vă recomand cu căldură să încercați și această variantă de gulaș de vită cu cartofi. Este o mâncare deosebită, este o mâncare cu specific unguresc, dar este foarte apreciată și la noi în țară. Nu uitați de canalul nostru, nu uitați să vă abonați, să dați like, să dați distribuire și să comentați. Dacă v-a plăcut rețeta noastră, vă rog să o încercați și vă rog să urmăriți și vlogurile noastre viitoare. Până data viitoare, eu vă spun toate cele bune!